poate cel mai iubit curent de către colecționarii români, poate cel mai sensibilizant, poate cel la care se rezonează cel mai intens și mai frecvent de către iubitorii de artă, este impresionismul și postimpresionismul. Meusner, mare figură a fost, un pictor aventurier. S-a plimbat prin toată lumea, a fost în Tunisia, a fost în Alger, a pictat în Spania, a fost plecat 3 ani de zile în Japonia, a fost plecat în Venezuela, a fost plecat în America de Sud. Cu aproape 20 de ani înainte de realizarea acestui tablou la Balcic, a lucrat cu Claude Monet la Giverny între 1908 și 1910. Feriad era o dihanie dom, dar un mare boem, la fel ca Meusner. Umbla și se caricaturiza adesea, cărându-mi ca la balăc întreg de pensule, de șevalete, mergând fie pe jos pe dealuri, fie cățărându-se cu bicicleta, în vederea găsirii unghiului cel mai potrivit al Balcicului. Balcicul, așa cum a reverberat el ulterior în cultura românească, este un loc inventat de pictori care l-au prețuit pentru lumina în toate momentele zilei și pentru spiritul lui meridional,